Ok. Da. Bun. Eu am comentat de asta despre structurarea informației pe un site. Vă propun să potriviți la un site care vă face foarte mult. O să încep eu. Și după aceea o să vă rog să migrați pe site. Deci un site care vă face foarte mult. Este site-ul lui Barack Obama. Pentru foarte mult și ca funcționalitate și ca design. A avut un site cu campanii care se schimbau constant și avea un foarte puternic call to action. Tot timpul era call to action și te provoca să fii cu idei noi. Ține o să site de prezentare foarte mare. Vă invit așa să vă la un site, nu atât de mare cum este cută, dar un site de prezentare mai micuț. Poate să fie un site de vânzare a unor servicii sau un site de vânzare a unor produse. Și să-mi citeți un site. Site-ul respectiv, chiar dacă e în limba engleză, are o structură asemănătoare cu aceasta. Are acasă, are niște o pagină sau mai multe care prezintă compania și misiunea, valorile, scopul. Are niște servicii sau produse, în cazul ăsta probabil avea foarte multe produse și servicii, eventual, tipărire, câteva servicii de genul ăsta asociate logo, închiriere. O să aibă o pagină de contact și niște pagini juridice. Cam asta e structura site-ului. Acum, se duce cineva la Google și încearcă să găsească site-ul după logo, icons, free icons, buy logos, chiar de genul ăsta. Și rezultatul este că, în prezent, clientul nostru este puțin nemulțumit. Și acum, cum am putea să facem ca al nostru client să fie mai mulțumit în urma vizitării de către vizitatorii Google a site-ului lui? Cum putem face clientul mulțumit? Păi, sunt două metode. O metodă este să obții link-uri din alte site-uri către site-ul respectiv. Asta e campanie de link building și este SEO extern, da? Și a doua soluție este să modifici site-ul astfel încât să fie optim pentru următoarele de căutare, da? Asta este o soluție ale site-ului. În prezentarea de față o să vorbesc doar despre modificarea structurii site-ului. Avem cuvinte cheie ca și logos, icons, free icons, buy logo, da? Ok. Primul lucru care ar vrea clientul ar fi să stabilească un cuvânt cheie care este foarte important pentru el și să optimizeze o pagină doar pentru acel cuvânt cheie. În general, pe un site, pagina de acasă este cea mai importantă. Are foarte multe backlink-uri și, în general, notarea de căutare, inclusiv Google, consideră cea mai importantă pagina site-ului.
ar fi optim așadar pentru client să-și optimizeze pagina pentru pagina homepage pentru un cuvânt maxim două. De exemplu, ar putea spune icons sau free icons, ceva de genul ăsta, sau logos sau by logos. Ceva de genul ăsta, un cuvânt sau două, homepage poate fi optimizat pentru cuvinte de cheie care sunt foarte competitive și cel mai important cuvânt cheie ar putea fi optimizat pentru un homepage. Apoi, probabil, pe site are niște pagini de genul produse. Să zicem că el are un logo al lui McDonald's. Dau ca exemplu, da? El poate să pună la produse, în pagina lui de produse, logo-ul McDonald's și să aibă o pagină optimizată pentru cuvântul la cheie. Deci deja a rezolvat niște probleme. A optimizat pentru cuvântul cheie cel mai important și la produse a optimizat pentru niște cuvinte cheie cât de cât importante pentru el, da? Am rezolvat astfel niște probleme. Dar unul din exemple a fost, de exemplu, sell logos sau free icons. Și poate el pe site, în structura actuală, nu are o pagină dedicată acestor cuvinte cheie. Poate el nu vrea să-și pună pe site o pagină free icons. Nu și-a pus până acum. Sau sell logos. Are o pagină despre logo-uri, are niște logo-uri efective, dar nu are o pagină despre sell logos. Și este foarte important pentru Google, că atunci când te duci la Google și scrii free icons, să obții o pagină dedicată acelui cuvânt cheie. Pentru că chiar dacă site-ul respectiv poate să aibă legătură și cu icons și cu free, ce e important este că atunci când te duci la Google, tu obții un rezultat, cel mult două. Da? Asta obții. Un rezultat de pe site, să zicem, poate să fie sub el încă unul, al doilea. Cam asta e ce obții de la Google. Nu obții toate paginile site-ului care au legătură cu free icons. Și scopul prezentării este să lămurim că pe un site, e bine să ai o anumită pagină optimizată pentru un anumit cuvânt cheie. Deci, ce ar trebui persoana care deține site-ul, ar trebui să facă așa. Homepage-ul să optimizeze pentru cuvintele competitive. Logos sau icons sau free icons, astea sunt cuvinte foarte competitive. La produse, dacă are produse de genul logo McDonald's, să optimizeze pentru logo McDonald's. Are logo Nike, să optimizeze logo Nike. La servicii, dacă există servicii de buy icons. Poate să optimizeze acolo serviciile respective. Dar să zicem că el ar vrea să apară pentru buy icons US, da? Dar e nicio pagină. E sună și puțin logic chestia respectivă. Nu vrea să o includă în structura de bază a site-ului, e o pagină de genul ăsta. Dar atunci el poate să creeze o pagină dedicată a anumitor cuvinte cheie. Am pus acolo mai jos. El poate să-și creeze pagini pentru cuvinte cheie dedicate, da? Poate să facă o pagină pentru buy logos USA, da? Poate să-și facă o pagină de genul ăsta. Și cum poți să creezi o nouă pagină pe site-ul tău, astfel încât să nu afecteze structura veche a site-ului? Sunt două tipuri de informații pe care poți adăuga pe site. Poate să fie informații de tip știre, informații recentă. În felul ăsta poți să ai știri, comunicate de presă, blog. Astea sunt tipuri mari de știri pe care le poți adăuga pe site și poți fiecare dintre știrile respective, dintre blog posturile, dintre news-urile respective, să-l optimizezi pentru un anumit cuvânt cheie. Și să ai la secțiunea știri, de exemplu, Buy Icons New York și să pui un alt titlu mai departe. Și să faci o știre pe site-ul tău despre cumpărarea iconurilor în New York. O altă categorie de informații pe care poți adăuga pe site sunt informațiile care nu se schimbă. Resurse, tutoriale, articole. E o pagină gen Wikipedia. Să zicem că ai un articol despre cum realizezi logo-uri. Da? Poți să faci o secțiune resurse și să faci un tutorial acolo cum realizezi logo-uri. Poți să faci un articol despre logo-urile cele mai de succes din SUA în ultimii 3 ani. Și faci un articol pe tema asta, faci o analiză a logo-urilor respective. Așadar, ca să rezum slide-ul acesta, pentru că este cel mai important. Deci vine un client la tine și îți oferă o listă cu 10, 20, 100 de cuvinte cheie. Pagina pe care trebuie să acorzi cea mai mare importanță este pagina de acasă, pentru că deja are foarte multe backlink-uri și poți să optimizezi pentru 1-2 cuvinte cheie foarte competitiv. Apoi, dacă el are deja niște pagini, poate să aibă la pagina de servicii sau produse, unele servicii sau produse care deja poți să le optimizezi, poți să faci unele din paginile respective să fie optimizate. Da? Poți să faci un serviciu de-a lui să fie relevant pentru un anumit cuvânt cheie sau un produs de-a lui să fie relevant pentru un anumit cuvânt cheie. La extrem, poți să optimizezi și pagina de contact. De exemplu,
Logos New York, poți să pui în titlul paginii contact, să nu scrie contact us, să fie contact us și să pui numele firmei New York. Să ăsta să fie titlul paginii. Să pui în pagina de contact alte informații. Cam asta poți să faci dacă modifici structura unui site. Pentru orice alte cuvinte cheie. Și el dacă îți dă o listă foarte lungă de cuvinte cheie, sigur vei găsi cuvinte pentru care nu poți optimiza anumite pagini. Pentru toate cele cuvinte cheie, va trebui să creezi noi pagini pe site-ul respectiv. Și ai două soluții. Una este să creezi soluții, să creezi informații care sunt actualizate constant, blog, comunicate de presă, știri, da? Sau a doua soluție ar fi să faci o secțiune dedicată resurselor. Poți să faci articole, poți să faci resurse, poți să faci... ok, ceva de genul ăsta. Ok, acum să zicem clientul nostru la tână și felicită dacă ai... Te sperăm că va fi mulțumit de rezultat. Și dacă aveți întrebări.